în perioada campaniei electorale au procedat exact la fel, folosirea instituțiilor statului în campanie. Inclusiv pentru operațiunea Autobuzul au folosit și instituții ale statului. Și eu vă spun că în ziua votului la Sibiu am depus plângeri penale pentru autocare aduse cu număr de Dol și București, pentru care brusc au coborât în Sibiu și votau cu sutele. Ca să nu mai spun că județele unde Ponta a obținut cel mai mult au fost foarte vizitate de turiști. Sute de și mii de turiști au vizitat Oltu, Gorjul și alte județe de prin sudul țării. Totul, care a fost cele mai curate alegeri de după Revoluție. În acest moment, Victor Ponta, candidatul, dorește de asemenea să folosească corpul de control împotriva primarului Iohannis. Bun, ce dacă n-are nimic nu de are ce să ascundă, ar și declara, n-au decât să stea acolo până se termină campania electorală. Pe mine electorală. Mă interesează doar, doar ca ultima idee. Atât, vreau să vă spun, am fost la toate meeting-urile. Respectul este același pentru toți cetățenii acestei țări, iar respectul se demonstrează cu fapte, cu bunăstare adusă, prin investiții, prin prioritatea milioane de turiști au vizitat Sibiu. Pentru că programul domnului Iohannis se bazează pe îndatorare. Și cred că l-a preluat de la dumneavoastră, de la FDL, pentru că ați lăsat țara în datorii.